Avea puțin peste 19 ani când a intrat pe poarta închisorii. A fost condamnat la 15 ani de detenție. Bună ziua, sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. Se află în închisoare de peste 11 ani. A fost încarcerat chiar și cu tatăl său în aceeași cameră. De câte ori privește în trecut, plânge. A făcut parte din cea mai periculoasă grupare de tâlhari. Tânărul din aceste imagini era un adolescent rebel și plin de visuri mărețe atunci când a venit la închisoare. Avea de ispășit 15 ani de detenție, condamnare grea, ce a picat ca un trăsnet. Mai avea în spate o condamnare cu suspendare și alte câteva ilegalități din care reușise să scape. Este singur la părinți, un copil răsfățat căruia nu i-a lipsit niciodată nimic. Un om cu bani căruia viața i-a dat una dintre cele mai grele palme. Câți ani aveai când ai venit la închisoare? Prima dată 19 ani și jumătate. Prima dată, spun prima dată, pentru că eu am fost arestat la scurtit după comiterea infracțiunii și apoi am fost eliberat să mă judec în stare de libertate. Dar ce s-a întâmplat? De am ajuns, de m-a arestat, am săvârșit o infracțiune împreună cu alte persoane, anume mie mi s-a reținut în sarcină complicitatea la tâlhărie. Dar ce ați făcut? Ce ați vrut să faceți? Păi, era vorba să fure un seif, dar, din păcate, persoanele care s-au dus au intrat înăuntru. Eu nu am fost la săvârșirea infracțiunii, adică mă refer unde s-a acțiunea, unde s-a întâmplat. Și era vorba să fure un seif, dar nu au mai furat seif, au intrat peste dumneai în casă, au amenințat-o și au luat bani. Dar voi de unde știați că în casa respectivă este un seif? De la unul din complici care lucrase în casa dumneai. Cine era persoana respectivă? Nu știu, avea vreo funcție? Nu, era muncitor de calificat și lucrase la niște renovări la apartamentul părții vătămate și acolo a observat că dumnealui are un seif în casă și ne-a zis informația, să spunem. Dar voi vă făceați de obicei astfel nu, de lucruri? Nu, eu nu am făcut niciodată așa ceva. Și cum ai ajuns să... Cum am ajuns? Decizia, putem să spunem. O decizie proastă, de moment, la o vârstă fragedă. Erai de mult în grupul nu, acesta? Nu, i-am cunoscut. Eu mă ocupam cu tatăl meu alte activități legale, să spunem, bineînțeles, și vârsta, pot să spun, mi-asum. Ce timp da, înapoi nu pot în să... momentul când ai te-ai întâlnit cu persoanele respective și ați plecat, tu știai unde te duci? Da. Și nu te-ai speriat? Nu ți-a fost frică? Nu mi-a fost teamă. Pentru că la momentul respectiv credeam că tot ce zboară se mănâncă, credeam că nu se poate întâmpla absolut nimic și că nu voi păți nimic decât că ei vor intra în casă, vor lua acel seif și și vom pleca de acolo. Așa gândeai tu la vremea? Așa mi s-a spus de către ceilalți participanți. Câți ați fost în total? 6 inși. Numele acestui tânăr este Marian Alexandru Lupu. Incidentul despre care vorbește a avut loc pe 10 noiembrie 2008, în jurul prânzului. Alexandru și prietenii săi au gândit totul în cele mai mici detalii. Casa din care voiau să fure era a unui afacerist din Hârșova. Povestea a ținut primele pagini ale ziarelor. În ziua spargerii, pe neașteptate, a venit acasă iubita afaceristului, în timp ce prietenii lui Alexandru se aflau în imobil. Și tu ai rămas afară sau ce? Eu eram la ieșire din Hârșova, infracțiunea s-a săvârșit în localitatea Hârșova de Constanța, iar eu am așteptat la ieșire din localitatea Hârșova, urmând să iau două persoane care au intrat în casă peste partea vătămată
și să mergem spre Constanța. Eu nu am participat, nu am nici măcar n-am intrat în Hârșova, să spun. Am așteptat, țineți și acum, la ieșire din Hârșova, puțin mai în față, undeva e un Peco acolo, puțin mai în față de Peco am așteptat. Și după ce s-a întâmplat infracțiunea, în fața blocului, un alt participant la infracțiune i-a așteptat cu mașina, i-a luat și pe făptaș, iar la ieșire din Hârșova, făptașii s-au urcat la mine mașina. Și tu, în momentul în care ai luat persoanele respective, ai aflat ce s-a întâmplat? Da. Nici atunci nu te-ai speriat? Pot să spun că am avut oarecare teamă, dar deja faptul era consumat și nu puteam să mai dau înapoi, să spun, în momentul acela. Ce puteam să mai fac? Ce s-a întâmplat cu persoana respectivă peste care au intrat prietenii tăi în casă? Păi vă dați seama, a suferit din cauza să intre cineva în casă, inclusiv peste mama, dau un exemplu, mă dau exemplu pe mine, să intre cineva peste tine în casă, să te amenințe și să-ți ia agoniseala, să spunem, sau, în fine, banii dumnealor, nu-i vine bine nimănui. La cât timp ați fost prinși? La 2 luni și un pic. Deci perioada aia de 2 luni ce ați făcut? Tu ce ai făcut? Eu mi-am văzut în continuare de activitatea care o prestam. Familia ta a știut ce ai făcut? Nu. A aflat în momentul când m-a arestat. Asta este cel mai dureros pentru mine, pentru că după, știți cum e, orice părinte are un copil, să spunem. De-a lungul vieții, orice copil mai sparge un geam, mai strică nu știu ce, mai... Părinții vin și plătesc. A, sparge geamul lui vecin, a, nu știu ce. În cazul meu, tatăl meu a ajuns să plătească cu libertatea pentru mine. Asta este cel mai crunt și mai dureros. A fost în această cameră cu mine. De ce? Ce a făcut? Drept să spun, faptul că e tata. Faptul că a fost tata. Vedeți, în momentul, oricine, în momentul când comiți o infracțiune, nu te gândești la repercusiuni. Mă refer, eu vorbesc de mine. Nu am gândit repercusiuni, nu am gândit că în momentul când s-a întâmplat, băi, am greșit. Hai să spun, hai să nu știu ce. Câteodată în viață, nu e bine să te iei neapărat după sfaturile avocaților. E bine, nu e bine niciodată să faci o infracțiune, dar dacă ferească Dumnezeu, ajungi într-o fază în care să comiți o infracțiune, e bine să recunoști. E bine să spui realitatea, adevărul pur, exact ceea ce s-a întâmplat în momentul respectiv, la ora respectivă, pentru că a ascunde, a omite, a încerca să te scoți pe tine din jocul acela sau diverse acțiuni, poate să aibă și alții de suferit după tine. Dar nu toată... doar să suferi familia că tu pleci de lângă ei, nu doar, care e o suferință destul enorm de mare. Uitați că în situația mea, din cauza acțiunilor mele, din cauza greșelilor mele, din cauza deciziilor, mai bine spus, ale mele, pe lângă faptul că sunt singur la părinți, pe lângă faptul că familia mea a suferit și suferă și în momentul de față, tatăl meu a ajuns să plătească inclusiv cu libertatea pentru mine. De ce? Pentru că nu am spus în faza de anchetă exact realitatea, exact adevărul. Iar în instanță a fost mult prea târziu. Potrivit anchetatorilor, cei doi prieteni al lui Alexandru au atacat-o pe femeie chiar când intra în casă. Au lovit-o de mai multe ori, au amenințat-o cu o sabie, au obligat-o să spună care este cifrul seifului din casă, după care au legat-o de calorifer cu un cablu. Atacatorii purtau cagule și mânuși, nu au vorbit între ei, iar atunci când au cerut cifrul, și-au modificat vocea. Au furat 140.000 de euro și 720.000 de lei, bani care nu au fost recuperați nici până astăzi. Oricine când ajunge într-o fază de judecat, dar unii te iei după avocat, că n-ai de unde să știi ce se întâmplă, cum se întâmplă, mai asculți păreri de la avocați, plus că fiind mai mulți, bă, nu vorbi, bă, nu faci, eu fiind, aveam 19 ani și jumătate, aproape 20 de ani, știți cum e, te iei după ce se întâmplă, ce se spune. Și am, să spun, am luat, zic, băi, dă să tac din gură, să fie așa, să nu zic, să nu fac, să nu trec și
În momentul când m-am decis să zic în instanță adevărul, a fost mult prea târziu. Și tatăl tău, tu nu înțeleg, de ce a ajuns să facă complicitate morală la tâlhărie, i s-a reținut. Adică a ascuns ce... Nu a ascuns. Faptul că a ascuns, vezi, Doamne, că a ascuns faptul că eu am săvârșit această infracțiune, unu, și doi la mână, precum că acolo în rechizitorie se reține, vezi, pe el nu-l găsești deloc, nu știu cum să spun, e... Nu mai, ce, mult prea târziu, au trecut ani de zile, s-a întâmplat în 2008. N-are rost să mai... Tatăl tău ce condamnare a avut? 5 ani și 4 luni. Cum a fost să veniți amândoi la închisoare? Să venim amândoi? În primul rând, eu am venit, prima dată. El era plecat la muncă în Franța și ulterior a fost adus tatăl meu din Franța. A venit în România și a ispășit pedeapsa și mulțumesc Dumnezeu că a ajuns acasă. Mi-a fost foarte greu, mai ales cât a fost el aici știind, pentru că, ca orice om, când faci ceva, doar tu știi exact realitatea. Poate unii te înțeleg, unii nu te înțeleg, nu contează. Mi-a fost foarte greu cât a fost aici. Mă credeți, vreau să vă spun cât a fost aici, nu mi-a reproșat. Mă bate Dumnezeu niciodată, nu mi-a reproșat că l-am adus aici, că din cauza mea a ajuns aici. Nu. Vă rog să mă scuzați că plâng. Doar că n-am putut să-l privesc nici în ochi totodată. Vorbeam cu el cum vorbesc cu dumneavoastră, vedeți, port un dialog cu dumneavoastră, dar în acel moment eu cu tata când vorbeam, priveam în stânga, priveam, n-aveam puterea și tăria să-l privesc în față. Și nici mă plâng de față. Nu am, nu știu, nu pot să depășesc... Pentru că știu cât a pătimit și cât... E logic, știu ce e aici. Mama ta cum a reacționat? Mama... În momentul când m-a arestat pe mine sau știind că suntem amândoi aici. Și când te-a arestat pe tine și când ați venit? I s-au agravat problemele de sănătate, în primul rând. Vă dați seama, a suferit și suferă în continuare. Pentru că Dumnezeu nu mi-a dat povața asta. Nu m-a învățat așa. Iar neascultând povața părintească, am ajuns aici. Deciziile care le-am luat și tot ceea ce am făcut m-au adus aici. La cât timp după tine a venit tatăl tău aici? În 2000... Eu am venit în 2014, iar tatăl meu undeva în 2018. 2018, da. A fost adus. Alexandru și prietenii săi au fost prinși la scurt timp. Anchetatorii au avut acces la camerele video din oraș. Telefoanele le-au fost interceptate. Ei au discutat codificat cum să împartă banii furați. Așa s-a aflat și că Alexandru avea complici doi polițiști care îl anunțaseră că este suspectat de complicitate la tâlhărie. La perchezițiile care au avut loc în acest caz, în casa lui Alexandru s-a găsit o sabie, armă ce fusese folosită la amenințarea femeii. Tatălui a mințit în legătură cu arma albă. Așa că a intrat și el, alături de fiu, complice la tot ceea ce s-a întâmplat. Cum a fost când l-ai văzut că intră pe ușă? Am început să plâng. Sunt genul de persoană mai sensibil. Și în primul rând, nu mai știu încă l-aduce aici. Mi-a fost crunt. Și în momentul când l-am văzut, eram pe secția întâia, în momentul când a ajuns el, l-am luat în brațe, a început și el să plângă, am plâns și eu. Eram la regimuri diferite. Eu eram deja la semi-deschis, tatăl meu urma să meargă la regimul închis conform pedepsei. Și ne-am întâlnit în momentul ăla când ne scotea pe noi la cumpărături. L-am cerut voi agent, l-am luat în brațe. N-am putut, m-am blocat. Prea multe cuvinte nu am apucat să schimbăm împreună. Și după aia când ați ajuns în aceeași cameră? La cât timp? Undeva la 7 luni, 8 luni, cam așa. După 7-8 luni de zile. I-a dat și lui regimul semi-deschis. Eu eram la semi-deschis și
Mulțumesc penitenciarul că ne-a putut permite să stăm amândoi în cameră. Și cum a fost detenția aia împreună cu tatăl tău, perioada aceea? Cruntă. Mi-a fost crunt e puțin spus. Numai cine mai are un părinte la penitenciar și sunt împreună, ca familie, ca, nu știu, au făcut ceva împreună sau s-a întâmplat să ajungă împreună aici, poate să... E strigător la cer. Nu pot, știind, ideea e, nu că am fost amândoi în cameră, știind culpa mea, de ce este tatăl meu aici, de ce este el aici, nu că a ajuns cu mine în cameră. Faptul că datorită mie el este după grad. Momentul în care el s-a eliberat, cum a fost? Nu este eliberat de mult timp. Credeți-mă, m-am liberat și eu odată cu el. Vă spun de m-am liberat, cred că și eu odată cu el. Mi-a dat altă putere, altă forță să merg mai departe. Pentru că eu am mandat mult mai mare. Ce ți-a spus când a plecat? S-a îngrijit de mine să fiu cu minte cum a fost până acum. Să fiu tare. Și că mă așteaptă acasă. Foarte puțin. Sper, până la comisie. Acum, liberarea condiționată este facultativă. Dacă voi avea norocul să mi se ofere o singură șansă la viață, din prima, adică la prima comisie de liberare condiționată, mai am foarte puțin. Dacă nu, nu putem să știm, nu pot să știu. Dumnezeu decide. Cum au trecut acești 11 ani? Greu. Greu. Mulțumesc că am avut muncă. De fapt, la muncă am ieșit de-abia când, în momentul când am obținut regimul semideschis. Mai toată pedeapsa mi-am ispășit-o în acest penitenciar. Și datorită muncii am muncit în continuu. Adică, pun muncă, am uitat, am încercat să m-am focusat, am lăsat gândurile deoparte, m-am apucat. Dacă eram liber, făceam curat în cameră. Dacă întotdeauna să-mi fac ceva de lucru, am mai citit, am încercat să fac mereu ceva. Alexandru se află în închisoare pentru prima dată. Își amintește cu lacrimi în ochi despre trecutul său. După 11 ani de detenție, este un alt om. Golanul de altă dată s-a reinventat și a analizat greșelile. Momentul în care și-a văzut tatăl intrând pe poarta aceleiași închisori a fost devastator pentru el. Atunci a conștientizat cu adevărat tot ceea ce făcuse în trecut. Ce muncești tu aici? Eu muncesc în cadrul birou de reintegrare socială, cu responsabilitate la bibliotecă, cablu TV, televizoare, studioul TV, mai multe responsabilități. Și afară ce lucrai împreună cu tatăl tău? Aveam o societate comercială. Ca obiect de activitate al societății era transportul de mărfuri containerizat, mai exact camioane, și transportam materiale feroase și neferoase și containere. De ce pregătire ai? Studii superioare, managementul afacerilor. A contat în vreun fel pregătirea ta de afară aici? Da. Da, nimeni nu-și închipuie că viața de zi cu zi, zice, la pușcărie, ce să conteze. Dar uitați că datorită studiile superioare am putut să obțin acest post. Adică vreau să spun că și la pușcărie, în urma calificărilor pe care tu le ai, poți să obții anumite posturi de muncă. Mama ta ți-a reproșat ceva? Da, nu reproș. Că niciodată ce mi-a spus mama n-am luat-o ca un reproș și nici n-au să iau ce spun părinții ca un reproș. Doar că mi-a spus, vezi mamă, n-ai ascultat când îți spuneam să faci, când îți spuneam să
Așa este. Timpul înapoi nu putem să-l dăm. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, l-aș da. În schimb, consider că caracterul putem schimba. Tu ce lume ai găsit aici? Oh, bună întrebare. Ce lume? Aici sunt fel de fel de persoane, sunt fel de fel de caractere. Nici nu te aștepți. Sunt oameni buni, sunt oameni mai puțin buni, impulsivi, neimpulsivi. Tu cum ești? Nu pot să mă... Niciodată nu m-am autocaracterizat sau... Nu știu. Îi las pe cei de lângă mine sau din jurul meu să-și creeze o părere, o opinie despre mine. Eu mă consider o persoană pașnică, liniștită, îmi văd de treaba mea, nu creez conflict, nu caut conflicte. Mă văd gen de persoană liniștită și pașnică. Prietenii pe care îi aveai afară ți-au rămas alături sau nu, s-au îndepărtat? Nu. Când eram în libertate, fiind unicul copil la părinți, credeam, vă dați seama, mi-au oferit părinții mei, având o situație financiară bună, mi-au oferit de toate. Și în anturajul meu erau și copii mai amărâți, cu o situație financiară mai precară, să spun, din cauza familiei. Și eu le plăteam la toți, le dădeam, să fie bine. Așa consideram eu, pentru că mama, când eram la școală mic copil, mi-aduc aminte că mă trimitea cu pachetelul, că așa erau perioade la vremea respectivă, îmi zicea, lasă-mă, mamă, dacă e poftă unui coleg de-al tău, să-i dai și lui. Și dădeam și am prins chestia asta, să dau, să fie bine, să nu știu ce. Și le dădeam tuturor ce puteam, ce aveam, cum puteam. Iar în momentul când când eram în libertate, consideram că toată lumea mea e prietenă. Adică cine e în anturajul meu, cu cine comunic, așa, e prietenul meu. Nu este adevărat. Nu, doar familia. În momentele când ajunge aici, îți dai seama cu adevărat cine ți este și cine ți-a fost și cine ți este cu adevărat prieten. Au rămas foarte, foarte puțin, adică poți să-i număr cu degetele la o mână. Peste puțin timp, Alexandru a fost încarcerat în aceeași cameră cu tatăl său. Părintele a fost arestat după 2 ani de la încarcerarea fiului. Alexandru a plâns ca un copil și a cerut iertare de nenumărate ori. Mama lui a fost și ea condamnată la durere și la așteptare. Tu facultatea ai făcut aici în închisoare? Nu. În viața de zi cu zi era începută facultatea până să mă aresteze și am finalizat-o în perioada cât m-am judecat în stare de libertate. Ce reprezintă închisoarea pentru tine? Închisoarea pentru mine? Ce reprezintă? Suferință. Și... Eu am zis de multe ori și o spun și în momentul de față, eu mulțumesc Dumnezeu pe partea că am ajuns și aici. Nu așa mult, asta este. Dacă Dumnezeu a considerat să stau atât, asta este. Dar eu mulțumesc pe partea Dumnezeu că am ajuns și aici. Pentru că aici mi-am dat seama cu adevărat exact ce m-ați imaginat. Cine mi-este prieten, aici mi-am dat seama cine vrea binele, am conștientizat ce e bine și ce e rău în viață, Aici mi-am dat seama că noi avem o singură viață, nu mai multe, să spun, ca pisica, cum se spune. Și că e bine să-ți vezi de viața, dar e bine să urmezi alt drum al vieții, nu cel care l-am ales eu la momentul respectiv. Cât de mult și-a pus amprenta pe felul tău de a fi, pe caracterul tău, perioada asta de aici? Mult, m-a schimbat enorm. Enorm m-a schimbat. Adică, cum erai când ai intrat în închisoare, cum ești acum? În momentul când am intrat, până să intru în închisoare, eram, cum să spun, prea băiat bun, prea, exact cum am spus, consideram pe toată lumea oameni buni, care îmi vor binele. Nu vedeam viața așa, pentru că eram foarte tânăr. Eram la o vârstă fragedă. Nu chiar fraze, dar totuși, în opinia mea, pentru că... Iar în momentul când am ajuns aici, am ajuns să prețuiesc mult mai mult. Ceea ce afară, poate lumea nu dă 2 bani, pe, nu știu, să dau un exemplu, de exemplu, ca și mâncarea, dau un exemplu. Ajuns să prețuiești, pentru că aici nu ai voie
la anumite produse. Nu mai vorbesc de suferințe, de familie, de tot, tot, tot. Pe tine te-a impresionat povestea unui alt deținut? Infracțiunea dumnealui sau nu, povestea lui. Vieții lui? Da. 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 Despre ce este vorba? Este vorba de un prieten meu care în momentul de față încă se află aici și m-a impresionat pentru că un om ca el nu trebuia să ajungă aici. Este un om, nu știu cum să spun, cu anumite valori, cu multe, adică care ai lucruri de, eu unul, am avut de învățat multe lucruri de la această persoană. Și m-a impresionat și pentru că consider că pentru ce a făcut el, nu trebuia să fie aici, unul la mână și un astfel de om, un, nu știu cum să mă exprim. Gruparea care a dat spargerea în Hârșova a fost catalogată de către judecători drept una foarte periculoasă. Cum a ajuns Alexandru într-un astfel de anturaj, numai el știe. Unul dintre prietenii săi era la vremea respectivă unul dintre cei mai răi infractori din Constanța. Avea la activ nenumărate spargeri și tâlhării. Tu cum îți vezi viața de după închisoare? Am să fiu fericit, pentru că va fi o altă viață. Mă voi naște a doua oară, într-un cuvânt. O să iau alt traseu în viață, altă lume, am să fiu doar alături de familie. Nu mă vă mai interesa ce face X, ce face Y, pentru că doar familia mea a fost alături. Concubina, familia concubinei și familia mea. Iubita ta cum a reacționat? A suferit și suferă și în momentul de față. Ți-a rămas alături toți acești ani? Da, da, da. Mulțumesc Dumnezeu, da. Îi mulțumesc. Mulțumesc că a avut și că are încredere în mine și că a avut puterea și tăria să mă aștepte atâția ani. Cât de rușinos este să faci închisoare? Foarte rușinos. În primul rând, faptul că comiți, numai faptul că comiți o infracțiune este rușinos. Da, păi să mai ajungi să faci și închisoare. Ai mai păstrat legătura cu prietenii cu care... Nu, nu, nu. Ce s-a spus la proces despre voi? Din partea acuzării, din partea noastră, din... În instanță. Că inculpații X, Y și Z au săvârșit o infracțiune de tâlhărie, intrând în casă peste partea vătămată, amenințând-o și apoi luând bani. Dacă ai fi fost judecător, ce pedeapsă ți-ai fi dat? Dacă aș fi fost judecător, 10 ani. Te consider nedreptățit? Nu. Eu consider că instanța a fost și a făcut dreptate. Adică a făcut dreptate ținând cont de mine. Pentru că eu sunt vinovat. Există persoane nevinovate în închisoare? Da. Da. Cum sunt ele văzute? Cum reacționează? Nimeni nu crede. Pentru că, exact cum v-am spus și la început, aici sunt fel de fel de oameni, fel de fel de persoane cu anumite capacități și nu poate să perceapă mai toată lumea ceea ce vrea acea persoană să exprime. Nu poate toată lumea să înțeleagă mesajul pe care cineva ți-l spune. Și mulți nu te ascultă. Consideră ei. Te consideri tu nevinovat. Dar, oricum, nu sunt așa mulți nevinovați. Alexandru este cunoscut în toată închisoarea de la Tulcea. Este cel mai căutat deținut. Este cel mai curat și ordonat condamnat. Camera lui este tot timpul lună. Nu duce niciodată lipsă de nimic. Interviurile pe care le-am realizat în pușcăria de la Tulcea au fost făcute în camera lui.
Tu crezi că vei avea probleme în momentul în care te vei elibera prin prisma pedepsei pe care ai făcut-o, a faptei pentru care ai fost condamnat? Sper să nu. Sper să nu. Dar nu cred că aș avea de ce să am aceste probleme. Pentru că am greșit, am plătit, plătesc pentru ceea ce am făcut. Iar cine să aibă ceva cu tine în momentul când tu ești un om, un cetățean onest? Ce să aibă cineva cu tine când tu îți vezi de drumul tău? Alegerile și deciziile pe care le iei sunt în afara legii penale, să spunem, adică nu comiți infracțiuni. Te duci la muncă, vii, îți vezi de familia ta. Ce te-a ajutat pe tine să supraviețuiești acești 11 ani aici? Acești 11 ani m-a ajutat să supraviețuiesc datorită concubinei mele, care m-a întărit, datorită mamei mele, care m-a întărit, lasă că o să treacă, și munca pe care am prestat-o în acest penitenciar, și cadrele și tot, munca. Noi, cei de afară, ce ar trebui să știm despre locul ăsta? E un loc în care nu trebuie să ajungi absolut niciodată. Că e ceva rău, nu e nimic bine. Te ține departe de familie. Deciziile pe care le iei și ajungi aici te țin departe de familie, în primul rând. Și plus de asta, că te țin departe de familie, ideea e că acele persoane care tu le lași acasă, ele suferă pentru decizia pe care tu o iei de a ajunge aici. Câtă răutate și câtă bunătate există aici? Există și bunătate, există și răutate. Cam care e procentul? Procentul. Din punctul meu de vedere, bunătate undeva la 70%, 30% răutate. Dar știți cum e aici? Nu poate să-ți facă cineva rău, așa, hai să-i face rău lui. Nimeni n-are ceva de a face cu tine sau să se ia de tine dacă tu îți vezi de pătrățica ta, să spun, de locul tău. Dacă nu cauți anturaj sau te bagi în seamă cu anumite persoane care tu vezi sau consideri că ele sunt văzute altfel și fac alte lucruri. Exact ca în viața de zi cu zi, spunem cu cine umbli ca să-ți spun cine ești. Alexandru are în trecutul său o istorie ce îngrozește. A mai fost condamnat pentru că a condus fără permis, a fost ajutat de doi polițiști să se sustragă cercetărilor penale. De asemenea, a mai fost cercetat penal și condamnat pentru evaziune fiscală. A folosit instrumente de plată fără acoperire. Aceste infracțiuni au fost comise până la intrarea sa în pușcărie. Avea 19 ani și jumătate. Mi-ai spus că ești la cam la a 6-a, 7-a condamnare. Când ai ajuns prima dată la închisoare? La vârsta de 18 ani. Ce ai făcut atunci? Spărgeri de magazin. De ce? Nu, am simțit că e o joacă pentru mine. N-am crezut că este o faptă pentru bani sau pentru așa ceva. Eu și prietenii mei credeam că ne jucăm. Spărgând un magazin? Da. Și ce condamnare ai luat atunci? Un an. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea la vârsta aia? Pentru mine a fost bine că eram cu verii mei în arest, în cameră. Și n-a fost wow sau... Eu tot, la pușcărie eram tot ca o glumă, am crezut. Nu te-a speriat nimic în anul ăla, la închisoare, nimic? Nu. N-a fost greu să... Nu, pentru mine nu, n-a fost greu. Nu știu pentru alții dacă a fi fost greu. A doua oară când te-ai întors? După 2 ani de zile. Și după aia a început să-mi placă. Ce ai făcut după 2 ani de zile? Târhărie.
Atunci tot din joacă? Nu. Nu, atunci vreau să o lasem cu drogurile, o lasem cu astea și... Când te-ai întâlnit cu drogurile, în închisoare sau după ce ai ieșit prima dată? După ce am ieșit. Ce tip de droguri? Heroină. Și ai tâlhărit și... Și iarăși am ajuns la pușcărie. Cât, ce pedeapsă ai avut atunci? 3 ani. Atunci cum a fost închisoarea? Atunci mi-a plăcut. Și atunci ți-a plăcut? Da. Cum ai făcut față dependenței de droguri în închisoare? Am zis că aici nu este droguri și trebuie să mă las de droguri. Și am zis, băi, nu am putere financiară ca să mă droghez și în penitenciar. Așa îmi văd de treaba mea și mă las de droguri. Am fost la psihiatrie, la toxicoman, pe droguri, pe detox, pe Rahova și m-am lăsat acolo. Având droguri, m-am lăsat de droguri. Dorel Gavrilă este un alt condamnat din închisoarea de la Tulcea. Are 38 de ani și se află pentru a 6-a oară în pușcărie. De cele mai multe ori, drogurile l-au încarcerat. Te-ai eliberat și? Am continuat să fac infracțiuni. Nu mai mă primea familia mea, rândul familiei, că familia mea e Florari. Și atunci a zis, du-te din... A încercat să mă ajute, a încercat să mă bage la spital, să mă las de droguri, dar eu avansasem prea rău. Și când te-ai eliberat a doua oară, tot așa ai continuat cu drogurile? Da. Da, că aveam întoraș prea mare de la droguri. În lumea, ca să zic așa, drogaților. Și a treia oară, tot pentru droguri, tot din cauza drogurilor ai venit? Și toate mandatele din cauza drogurilor. Cam câți ani de închisoare ai făcut până acum? Nu am făcut mult. Vreo 10 ani. Și nu te-ai săturat? Ba da, m-am săturat. Normal. Cine-i cu mine să stea în penitenciar? Și nu te-ai gândit să faci ceva să nu mai te întorci? Acum m-am gândit prea bine ce vreau să fac cu viața mea. Și ce vrei să faci? Să mă duc la muncă. Să muncesc. Familia mea e florar toți. Face lumânări de nuntă, aranjamente florale. În piață la Coșbuc, la Chirigiu. Și sunt și lucrător. Ai muncit vreodată? Ai avut carte de muncă? Nu. Familie, te-ai gândit să-ți faci? Păi am avut, de fapt, nu mai am. Dar în cauza drogurilor m-au părăsit și ei. Și dacă se face iar dor de droguri? Îți dai seama că tot aici o să vin. În anturajul ăsta de prieteni despre care mi-ai spus, n-ai avut pe cineva care, nu știu, a avut probleme din cauza drogurilor, în sensul că a făcut o supradoză, a ajuns în comă pe la spital sau a murit? Nu, cel mai bun exemplu sunt eu. Am 12 come. Și nici așa nu te-ai lăsat? Nici așa. Cred că Dumnezeu vrea să mă ia la el sus. Cred eu, nu știu. 12 come am. Ce ți-ai spus când ai ieșit din prima coma? Am zis că am dormit. M-am trezit în perfuzii la spital. Și când ai aflat pentru ce? Și am zis, înseamnă că mi-am mărit doza eu singur. Am zis. A doua oară? Ce a doua oară, tot așa. Deci nu te-a speriat nimic, nu, chiar nu ți-a fost frică? Dacă m-a speriat pușcăria, crezi că m-a speriat moarte? Nu știu, unii oameni fug de moarte, vor să trăiască, să păi simtă viața. Și oricare dintre noi ar vrea să trăiască. E normal, dar vezi, Dumnezeu mai le face și cu mâna. Eu mi le fac mai mult. Dorel este una dintre poveștile tipice de pe străzile din București. O dovadă clară a ceea ce înseamnă consumul de droguri.
Dar tu, așa gândind în spate, nu știu, n-ai încercat niciodată să ai voința de a renunța? Ba da, am. Uite la, la pușcărie. Mă las de drog, nu consum. Păi nu una aici în închisoare, când ești? Și afară am avut voință să mă las 3 luni jumate. Dar vezi, tot alunec în anturajul ăsta de consumatori, de... Păi și când te-ai să te eliberezi acum, ce faci? PCR în... Păi nu știu să zic așa. Nu știu ce... N-aș vrea să mai mă duc în anturajul ăla. Aș vrea să-l ocolesc cât mai... cât pot. Și ce crezi că ai putea să faci să... pentru a ocoli anturajul ăla? Să-mi caut de muncă. Și eu să te ții de muncă? Păi da, dar și drogat munceam. Dar până... Păi da, dar bănuiesc că munceai ca să faci rost de bani, să ții droguri. Acum, nu știu, trebuie exact. Să muncești ca să supraviețuiești, să te întreții. Și așa. Cum e viața în închisoare? Viața în închisoare... Acum este bună. Și înainte? Era mai rău. Adică, ce era mai rău? Era multe scandaluri, era multe bătăi. Acum, slavă Domnului, ca să zic așa, cofetărie. Și nu te-ai drogat niciodată în închisoare? Nu. Și nici nu vreau să mă droghez. Dorel și Alexandru, doi români pe care închisoarea i-a definitivat. Lui Dorel, de la a doua condamnare, a început să-i placă lumea condamnaților. A comis infracțiune după infracțiune. Dacă va rămâne la cele 6 condamnări, rămâne de văzut. 11 ani au trecut de când Alexandru a fost încarcerat. În tot acest timp a plâns și a purtat discuții interminabile cu el și cu Dumnezeu. Spune că acum este un alt om. Unul pe care detenția l-a născut. Mai are o lună până la intrarea în comisia de eliberare condiționată. Speră să fie lăsat liber. Spune că și-a învățat lecția vieții. Trecutul va rămâne închis în pușcăriile prin care a umblat. În libertate îl va aștepta un viitor. Dacă ar fi iubita ta, acum ești ce îi spune? Cuvinte că o iubesc e prea puțin spus. Îi mulțumesc, i-aș mulțumi pentru că a avut puterea să mă aștepte atâția ani și că mă așteaptă atâția ani. Îi mulțumesc pentru toate eforturile care le-a făcut atât ea cât și familia ei pentru mine și pentru tatăl meu. Că datorită lor, ei, a ei și familiei sale, ne-au susținut financiar cât am stat în această perioadă și eu și tatăl meu. I-aș cer scuze și i-aș cer iertare în tot ce i-am greșit. Și aș ruga-o frumos să aibă puterea și să-mi dea exact aceeași șansă în momentul când mă voi elibera, să-i dovedesc că acești ani n-au fost pierduți în zadar. Alexandru și Dorel, doi foști copii fără minte, care speră să nu mai ajungă vreodată în închisoare. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații. La ce nivel a ajuns performanța ta în sport? Campion național. Ce lume ai găsit la închisoare? Uf. O lume ce nu credeam că există. Cum să mă exprim? Eu am fost luat la închisoare la vârsta de 33 de ani. Acum am 35 de ani. Până la vârsta de 33 de ani, până când să fiu închis, am cunoscut o singură persoană analfabetă. De când sunt aici, am cunoscut sute, dacă nu chiar mii. Gradul de alfabetizare este ridicol de scăzut. Sunt foarte puțini oameni care știu să citească și să scrie. Majoritatea au până în 6 clase.
este o lume care eu nici nu aș fi gândit să existe. Deci o lume în care cum să exprim? Dacă n-ar exista consecințe, dacă cei de aici ar ști că nu ar suferi vreo consecință, te-ar omorâ pentru un cartuș de țigări.